Apostolul Pavel scria în Filipeni, capitolul 2, că pentru actul venirii în lume și în prim plan pentru sacrificiul suprem, Domnul Iisus a fost înălțat de Dumnezeu mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui se plece orice genunchi al celor din cerul, de pe pământ și de sub pământ, și orice limbă să mărturisească spre slavă lui Dumnezeu Tatăl că Iisus Hristos este Domnul. Amin, amin! În Apocalipsa, în capitolul 5, este scris că pe lângă cântarea aceea nouă din capitolul 4, în care Dumnezeu Tatăl este lăudat în permanență pentru creație și susținerea ei, a apărut o cântare nouă, 5:9. Ce subiect avea acea cântare? Jertfa Domnului Iisus. Amen. Și de atunci, și pentru aceasta spune Scriptura aici, în versetul 13, spun și eu aici, a celui ce șade pe scaun de domnie și a mielului, să fie lauda, cinstea, slava și stăpânirea în vecii amin, vecilor. Amin. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul care a făcut cerurile și pământul. Dragii mei, s-a citit cuvântul consacrat pentru această lucrare din 1 Corinteni, capitolul 11. Și aș vrea din acest cuvânt să observăm câteva atitudini corecte față de cina Domnului. Dar înainte de a vă spune acestea, am văzut aici copiii și vreau să îi probez dacă mai știu limba română sau dacă au învățat-o, că unii s-au născut aici. Copiii, pe unde sunteți, vreau să vă spun repede, repede ceva, trei lucruri. Celor mari o să le spun despre jertfa Domnului Iisus. Vouă vă spun ceva despre băiatul Iisus. Așa este numit în Luca 2. Și vă citesc ceea ce spunea evanghelistul, începând cu versetul 42. Când a fost el de 12 ani, s-au suit la Ierusalim după obiceiul prasnicului. Apoi, după ce au trecut zilele prasnicului, pe când se întorceau acasă, băiatul Iisus a rămas în Ierusalim. Părinții lui n-au băgat de seamă lucrul acesta, au crezut că este cu tovarășii lor de călătorie și au mers cale de o zi și l-au căutat printre rudenile și cunoscuții lor. Dar nu l-au găsit și s-a întors la Ierusalim să-l caute. După 3 zile, l-au găsit în templu. Dragi copii, vouă vă place la adunare? Atunci sărbătoarea dura 7 zile. Și Domnul Iisus și după sărbătoare a mai rămas acolo încă 3 până l-au găsit, 10 zile. Repet, vă place la adunare? Undeva îmi spunea cineva într-o familie că din 8 copii cât aveau, la 7 le plăcea la adunare, la unul nu-i plăcea. Nici nu putea pronunța bine pe R și când îl întrebau colegii, când mergea la joacă acolo, doar îi plăcea, nu la adunare, îl întrebau unde ai fost dimineața. La adunare. Dar cum e la adunare la voi? Ca la pucărie. I se părea că e dus cu deasâla, ca la pușcărie. Dar eu cred că vouă vă place la adunare ca la Domnul Iisus. Să nu lipsiți de aici. 2. Ce făcea acolo după 10 zile? Șezând în mijlocul învățătorilor, ascultându-i și punându-le întrebări. Când veniți aici, să fiți foarte atenți la predică. Îmi spunea un băiat al meu, tata, când ești atent la adunare, e frumos. Dacă nu ești atent, te plictisești. Și când asculți cu atenție, ți se nasc întrebări. Și Domnul Iisus asculta și întreba. Fac aici o mică paranteză pentru părinți. Și acasă să procedați așa, obișnuiam să citim un text, chiar și când mergeam pe mașină, de exemplu să audiem un capitol din Biblie și apoi începând cu cel mai mic, fiecare să spună câte o idee. Îi puneam pe cei mai mici întâi, ca să nu fure ideile mai ușoare, pe cei mai mari să sape mai adânc, să spună și ei ceva. Și uneori așa lucruri interesante spuneau copiii. Să vă dau un exemplu, citeam din cartea Exod
că Moise și-a aruncat toiagul, s-a prefăcut în șarpe și vrăjitorii au procedat la fel, dar șarpele provenit din toiagul lui Moise a înghițit ceilalți șerpi. Și apoi Moise a apucat șarpele de coadă și a revenit toiagul în mână. Și un băiat mă întreabă, tata, la ceilalți le-au mai dat bâtile înapoi? Măi, zic, chiar asta nu știu. Asta e dovadă că s-a gândit el ce s-a întâmplat atunci. Să fiți și voi atenți. Și chiar vă dau un sfat, dragi copii și tineri, poate mama e mai preocupată de un copilaș ce e pe aici, știu eu, tata e pe gânduri cu câte frământări, ce o să spun mai apoi la predică, voi să țineți minte și să-i ajutați pe părinții acasă să reconstituie subiectul predicii. Și în al treilea și ultimul rând, copilaș scrie aici pe 51, apoi s-a coborât împreună cu ei, a venit la Nazaret și le era supus. Voi sunteți ascultători acasă? S-a întâmplat într-o familie, un băiat, luni, ascultător, marți, de asemenea, miercuri, îi spune mama la tata, dragă, băiatul nostru, zici că e altul de săptămâna asta. Tot ce îi spui la prima poruncă, gata, mama, eu fac. Cine știe, s-au gândit ei, poate au făcut ceva rele și vrea să nu-l pedepsim, poate vrea să ne ceară ceva, poate vrea să meargă în vreo excursie și vrea să se dea pe bune cu noi. Ia să urmărim câteva zile, tot așa până la sfârșitul săptămânii. Au făcut o scurtă ședință de familie. Măi, băiete, ne uimești ce ascultător ești. De ce ești așa ascultător de săptămâna aceasta? Și îl spune, de ce voi n-ați fost duminică la adunare? Ba da, păi s-a spus că dacă vor asculta copiii, sunt fericiți. Și eu m-am hotărât să ascult, să fiu fericit. Da. Încă e valabilă porunca asta. Amin, amin. Nu uitați, dragi copii, tineri, de altfel valabil pentru noi toți, să ne placă la adunare. Amin, amin. Să fim atenți la slujbă, să înțelegem ce se predică și când ne întoarcem acasă, să punem în practică. Amin. Amin. Atitudini corecte față de cina Domnului. În primul rând, la cina Domnului să ne amintim, spune în 1 Corinteni 11 cu versetul 24, 25 și 26, să pomenim, să vestim, să ne amintim de jertfa Domnului Iisus Hristos. Când a fost gândită de Dumnezeu și acceptată de Domnul Iisus jertfa sa? Spune Scriptura, vă citesc din Efeseni, din capitolul 1, de la versetul 4, în El, în Domnul Iisus, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Versetul 7, în El avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși. Jertfa Domnului Iisus, ca proiect, datează dinainte de întemeierea lumii. De atunci s-a gândit lucrarea aceasta. Spune Scriptura și în Efeseni, la capitolul 3, versetul 11, că a fost un plan veșnic pe care l-a fost făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Planul a fost inițiat de Tatăl, dar de atunci a fost acceptat de Domnul Iisus. Și scrie la Evrei, la capitolul 10, începând cu versetul 5, tu n-ai voit nici jertfă, nici prin os, ci mi-ai pregătit un trup. Versetul 9, iată mă vin să fac voia ta, Dumnezeule. Versetul 10, prin această voie, acceptul Domnului Iisus în conformitate cu planul etern, a fost sfințit noi și anume prin jertfirea trupului Iisus Hristos o dată pentru totdeauna. Și încă o dovadă și mă opresc cu ideea asta, scrie în Apocalipsa 13 așa, ceva pentru vremea noastră și pentru viitor, că numele noastre au fost scrise de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost junghiat. Amin.
procesul junghierii a început atunci prin acceptarea lui. Auziți, de atunci figurăm în evidențe lui Dumnezeu în proiectul mântuirii. Apoi, cum știți, pe parcursul istoriei, 6.000 de ani, 4.000 de ani până la Domnul Iisus, jertfa asta este prefigurată. Gândiți-vă la jertfirea lui Isaac. Avram se gândea că Dumnezeu îl va da și din cenușă, dar la ce se gândea tatăl în timp ce îl urmărea pe robul său credincioș cum își duce fiul la junghiere? Se gândea la fiul său, la preiubitul său fiu, cum avea să ajungă la cruce. Și întreg procesul jertfelor țintea spre aceasta, cum spune poetul fratele Giuchici. Și-au ars pe altar atâți viței și atâția mieri din turmă, iar într-o zi s-a prezentat și mielul cel din urmă. Luându-o pâine și un pahar, simbolul ispășirii, Hristos muri pentru păcat, păcatul omenirii. Glorie Domnului. Vânzarea lui Iosif, ce prefigura? Același proces binecuvântat al mântuirii. Să-i mulțumim Tatălui care a rămas statornic și Fiului de asemenea și cum scrie în Galateni 4, la împlinirea vremii a venit în lumea noastră cu acest scop declarat ca să fie jertfit. Aș vrea apoi să mă opresc la vremea jertfirii, la actul gabate al Ghețimanilor, al Golgotei. Spune Scriptura la Ioan, la capitolul 10, că Domnul Iisus Hristos și-a dat viața din proprie inițiativă, putea să scape de arestare, putea să ceară ajutor la îngeri, cum scrie în Matei 26, Ioan 10, versetul 17. Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iară să o iau, nimeni nu mi-o ia cu sila, ci o dau eu de la mine, am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Și mi-a plăcut ideea asta într-o predică a unui frate și am luat-o cu mine și vă servesc și vouă. Știți, când au venit să-l aresteze pe Domnul, i-au luat trupul, au făcut ce au vrut cu el. Dar înainte să se întâmple asta, Domnul și-a dat trupul ucenicilor și asta, acesta e trupul meu, vi-l dau vouă. Ei ce au luat? I-au luat mielul pentru jertfă, dar Domnul ni s-a dăruit nouă și mulțumim pentru aceasta. Vă recomand, dragii mei, la cina Domnului, cel puțin să meditați la evenimentele Golgotei. Dacă se poate să și citiți din Evanghelii, corintenii făceau o mare greșeală. Nu aprofundau subiectul acesta, de altfel erau unii turmentați. Și pentru ei cina Domnului era un fel ca ultima bucată de prăjitură din desert. Pentru că la cina Domnului, cred eu, cel mai important lucru care trebuie făcut este să aprofundăm subiectul acesta, să medităm asupra lui, asupra celor întâmplate. Scrie în cartea Exod, în capitolul 12, despre ieșirea din Egipt și în instituirea Paștelor. Vă citesc de la versetul 20. Și patru, să păziți lucrul acesta când veți intra în țară, când vă vor întreba copiii ce înseamnă obiceiul acesta, să răspundeți. Și ei trebuia să dea detalii. Este jertfa de Paște în cinstea Domnului care a trecut pe lângă casele copilului Israel în Egipt când a lovit Egiptul și ne-a scăpat casele noastre. Să discutăm despre acest eveniment, pentru că a fost ceva măreț. Să ne amintim cum Domnul a dus acolo o mare bătălie. Știți că marea bătălie a Domnului n-a fost în pustie când și-a început lucrarea. L-a învins acolo pe Satan. Marea bătălie a fost la cruce. Au venit acolo demoni, grămadă, a fost cea mai puternică bătălie din istorie. Spune Scriptura la Ioan, capitolul 14, Domnul Iisus o cunoștea, anticipat-o și a zis, versetul 30, vine stăpânitorul și n-a venit Satana singur. Pentru că spune la Coloseni 2 ce s-a întâmplat acolo, vă citesc versetul 5,
15, Domnul Iisus a dezbrăcat domniile și stăpânirile și le-a făcut de o cară înaintea lumii după ce a ieșit biruitor prin cruce. Gloria. Și noi sărbătorim biruința supremă. Mărit să fie Domnul. Amin. Acolo a fost răpusă puterea vrăjmașă, acolo a fost zdrobit capul șarpelui. Cum să nu ne amintim de acest mereț eveniment? Cum spune fratele Petru Cârdei în poezia Golgota, aici s-a reevaluat salvarea noastră din păcat, aici s-a reconstituit destinul nostru prăbușit, murind în locul meu și al tău, Iisus, Fiul lui Dumnezeu. Veniți la dânsul cu credință, veniți cu lacrimi de căință, El merită recunoștință din partea noastră tuturor. Să curgă lacrima și voi de ce a făcut El pentru noi. Aici la Golgota, când vii, te angajezi și te înscrii prin dragostea care ne leagă de El pe o veșnicie întreagă. Tot ce se alege pentru cer, Golgota e punctul de reper. Golgota reprezintă viața și soarele cu raze sfinte, lumina ce alungă ceața și îndoiele din minte. Golgota este amintirea acelui nume glorios care salvează mântuirea și realizează mântuirea Emanuel, Iisus Hristos. Gloria Domnului! Golgota este un atestat în marea luptă ce s-a dat. Atunci pe dealul căpățânii ca să salveze toți păgânii. Golgota este amintirea acelui nume glorios care realizează mântuirea Emanuel, Iisus Hristos. El s-a lăsat zdrobit de lider, legat la stâlful infamiei ca să ne facă pe noi liberi descătușați de orice robie. Golgota e tronul libertății, locul eternului tezaur, un turn în mijlocul cetății ce face ordine în haos. Steaua polară dimineții ce alungă abestelor năluci, când vrei să iei din norul vieții și nu știi încotro să apuci. Golgota e axa veșniciei, toți gramităm în jurul ei, o stea în centrul galaxiei ce a răsărit pentru iudei. Mărit să fie Domnul. Amin, amin. Aș vrea să privim mai departe. Am spus până acum de amintirea jertfei Domnului. O a doua atitudine corectă. O analiză a vieții noastre. Spune Scriptura în textul de astăzi, 27, de aceea oricine mănâncă din pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze. Evident că cercetarea este în raport cu Domnul Iisus Hristos. Și dacă până aici am spus că la cina Domnului trebuie să ne amintim de moartea Domnului, vă voi arăta acum din Scripturi că la cina Domnului, și ăsta e un punct foarte important, trebuie să ne amintim și de moartea noastră. Și iată la ce mă refer. Deschideți cu mine la Roman 6. Voi zăbovi puțin aici. Scrie de la versetul 3. Nu știți că toți câți am fost botezați în Iisus Hristos am fost botezați în moartea Lui? Conform celor scrise aici, numai cei botezați în apă au drept să ia cina Domnului, căci botezul și tot ceea ce precede și urmează e legat de jertfa Domnului. Evreii nu puteau serba Paștele decât după ieșirea din Egipt, când comemorarea pentru ei avea un înțeles. Scrie de la versetul 4 și vă rog să mă urmăriți că aici sunt, de 4 ori apare cuvântul împreună. Noi, deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropați, primul, împreună cu El. Pentru că după cum Hristos a înviat din morți prin slava Tatălui, tot așa și noi să trăim o viață nouă. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. Atenție! Știm bine că omul nostru cel vechi a fost răstignit și al doilea împreună cu El. Pentru ca trupul păcatului să fie dezbrăcat de puterea Lui, în așa fel ca să nu mai fim robe a păcatului, că cine a murit de drept este izbăvit de păcat. Acum, dacă am murit împreună cu El, al treilea împreună, credem că vom și trăi împreună cu El. Care e ordinea cronologică la astea patru?
răstignit împreună cu el, mort împreună cu el, îngropat împreună cu el, simbolul botezului, și înviat împreună cu el la o viață nouă. La cina Domnului trebuie să ne facem analiza acestor patru împreună. Dacă serbezi jertfa lui, trebuie să serbezi și, răstignirea ta. Ai fost răstignit? Galateni 2:20, scria Apostolul Pavel, am fost răstignit împreună cu Hristos. Și acum trăiesc. Noi vorbim de primul punct, răstignit. Ce înseamnă asta? Spune în Galateni, capitolul 5, versetul 24, cei ce sunt al lui Hristos Iisus și-au răstignit firea pământească. Auzi, nu cumva să-ți amintești de răstignirea Domnului și răstignirea ta încă nu-i valabilă. Fă-ți analiză. Au răstignit-o împreună cu patimile și poftele ei, cum zicea un bătrân, Doamne, fă să țină bine cuile. Și-a întrebat unul, la ce te referi? La mine să nu sar de pe cruce, să stau acolo sub răstignire. E așa și pentru noi? Dragii mei, firea pământească e așa de păcătoasă, încât n-ai nicio șansă să o ții cu minte numai pe cruce. Dacă o să-i spui, stai liniștită, nu stă. Ba încă scrie în Roman 13 că nici să nu-i porți grijă că o trezești. N-avem altă șansă decât să o ținem sub control. În Corinteni 9 spune Pavel, mă port aspru cu trupul meu. Și legat de procesul răstignirii scrie în Galateni 6 de la versetul 14, în ce mă privește departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu crucea Domnului Iisus, atenție, prin care lumea e răstignită față de mine și eu față de lume. Doar crucea Domnului, fără crucea ta, nu-i valabilă. Domnul a spus, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepe de sine, să-și ia crucea. Păi, pentru noi ar fi mai ieftin să o ia numai Domnul pe-a lui, nu? Dar dacă o ia numai Domnul pe-a lui, ne rezolvă trecutul. Dar dacă nu stăm noi pe crucea noastră, iar facem păcate. Că acesta e scopul răstignirii eului, ca să trăim o viață nouă. 1 Petru, capitolul 4, de la versetul 1, citez. Deci, fiindcă Hristos a pătimit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Păi Domnul a stat real, fizic pe cruce. Eu trebuie să steau în mintea mea, să socotesc așa, că cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. Despre cine e vorba aici? Nu răspundeți cu voce tare să nu greșiți. Am spune că e vorba despre Domnul, nu? Cel ce a pătimit în trup a sfârșit-o cu păcatul. E adevărat asta. A venit să ridice păcatul. Dar versetul următor dovedește că e vorba și de noi. Pentru că în vremea care mai rămâne e trăit în trup, să nu trăiască după poftele oamenilor, ci după voia lui Dumnezeu și se miră, scrie în versetul următoare, că noi nu mai participăm împreună cu ei. Odată mergea pe tren un tânăr credincios, erau doar patru în compartiment și alții spun, hai să jucăm cărți. Și răspunde, eu nu pot. Nu știi? Te învățăm, nu-i greu. Nu mă ajută mâinile. Scuzați, aveți vreun handicap? Și că am văzut că ați ridicat bagaje. Nu, zice, astea sunt pe cruce, sa Domnului de acum, cu mâini pe cruce nu poți juca cărți. Și nici cu picioare pe cruce nu mai joci mult fotbal. Dar dacă nu e așa, apoi sportul îți place tare. Apoi trebuie să fie răstignită toată firea pământească, cu pofta ochilor, cu lăudărășia vieții și cu pofta firei pământești. Amin. Amin. Mă întorc la Roman 6. Dacă ești răstignit, ce se întâmplă cu un om răstignit? După 6 ore, Domnul a murit și mor și tu. Știți, unii nu mor repede. Vorbim acum de momentul botezului. Și ce au făcut soldații ca să îi ajute pe cei doi tâlhari să moară? I-au zdrobit fluierile picioarelor. La Domnul nu m-a încercat așa cu sulița. S-a întâmplat odată undeva că un slujitor n-avea încredințarea că cineva e pentru botez.
Și nu știa cum să-l probeze. Măi, e răstignit sau nu-i răstignit? E mort sau nu-i mort? Dacă încă nu-i mort, nu-l dăm jos de pe cruce. Și când era în trafic, îi zice la un șofer, păstorul, dă-te înaintea lui, de vezi să nu faci un accident și oprește la semafor. Și ăsta se dă, ce urma să fie botezat jos, spune, ce? Pacea Domnului. Păi zice, mă, tu ai zis că ai terminat cu firea pământească. Da, da. Dragii mei, hai să ne dovedim morți față de lume. Amin, amin. Și apoi când suntem morți, ce urmează? Ce facem cu mor, nu? Cum zice alt vers, și acel om decedat trebuie înmormântat. Și botezul este înmormântarea. Spuneți-mi, vă rog, cei care v-ați botezat sau care vreți să vă botezați, are vreo pretenție un om mort cum să-l îngropăm? Mai are ceva de spus? Un tânăr a întrebat pe un slujitor, frate, cum pot proba că sunt mort? Du-te în cimitir și calcă peste morminte și apucă-te și critică-i pe unii, vezi, mișcă ceva, se supără. Pe alții apucă-te și laude, măi, păcat de tine că ești sub glie, măi, scoală-te să batem din palme de două ori. Păi zice, nu, că morții nu mișcă, na, ăsta e mort, care dacă lauzi nu se umflă, dacă îl critici nu se dezumflă. Cam așa ar trebui să fie o analiză corectă a ființei noastre, că am murit. Și nu numai că am murit, că suntem îngropați. Doamne, ajută-ne! Și dovada că am murit, că suntem îngropați, este că trăim o viață nouă, mărit să fie Domnul. Asta e dovada că Hristosul este înviat și trăiește în noi. Galateni 2:20, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine, slăvit să fie Domnul. Așa a vrut Dumnezeu Tatăl, scrie Romani 8:29, ca Domnul Iisus să fie primul dintre mai mulți frați și să semene toți între ei. Așa spuneau creștinii din primele veacuri. Cine a văzut pe un credincios, a văzut pe Domnul Iisus, cum a zis Domnul Ioan 14. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Doamne, ajută-ne așa să fim noi toți. Și în analiza asta trebuie să fim foarte corecți. Se spunea fratele Nelu Gurău că au decis ei slujitorii să-și facă o analiză după Scripturi. Și-au amânat cina Domnului odată. A zis, n-am terminat analiza. Și spunea că s-a dus cu niște tineri într-o tabără și eu așa jucă ușca și tinerii, bucură tinerii tinerețea ta. Și le spune, măi, aici ar fi ocazie să vă mărturisi, să vă cercetați. Păi, frate, noi nu prea avem slăbiciuni. Și le-a dat niște liste așa cu niște păcate din Biblie ca să verifice mai ușor. Și spunea, frate, s-a făcut coadă la mărturisire și au început așa să fie triști, să-și vadă slăbiciunea, vinovăția și Dumnezeul nostru scrie în Isaia 55 că nu obosește iertând și mulțumim pentru aceasta. Fie momentele acestea de analiză profundă, să intrăm în adâncul sufletului nostru, cum ce Solomon rugăciunea sa de la inaugurarea templului, să ne recunoaștem mustrarea cugetului nostru și Domnul care este bun, cum s-a rugat Ezechia, să ierte, mărit să fie numele Domnului. Să nu trecem indiferenți ca și corintenii. Ei nu aprofundau nici actul jertfei, nu se cercetau nici pe ei. În această analiză, cred că se impune să privim puțin și în jur la relațiile de frățietate. Pentru că ei nu se uitau în jur că el avea mâncare și celălalt era flămând. Apoi dacă trebuie să fii atent dacă cel de lângă tine are sau nu are mâncare, trebuie să fii cu atât mai mult atent dacă e trist sau nu-i trist. Spune că nu poți să mergi cu darul dacă știi că fratele tău are ceva împotriva ta. S-a întâmplat într-o biserică din Bucovina, ce vă spun, un frate slujitor a avut îndemnul și a spus, fraților, nu putem să continuăm așa slujba. E un moment de cercetare. Dacă cineva are să se împace cu cineva. Și când a lăsat Domnul un har o jumătate de oră, ce vă spun, cunosc îndeaproape, n-a fost slujbă. Au mers frații, surorile, unii la alții, s-au îmbrățișat, s-au cerut iertare, au plâns, au coborât unii de la amvon, au venit unii la amvon, că aveau ceva împotriva celor de la amvon. Dar după aceea a fost acolo harul lui Dumnezeu, pentru că s-au cercetat relațiile frățești.
S-a întâmplat undeva la, după al doilea război mondial, undeva în zona Alsaciei, în Franța, la graniță cu Germania, francezii s-adunau sus și nemții jos. Și francezii aveau cina Domnului. Și au zis un slujitor, nu-i Domnul aici, o fi jos cu nemții, hai să coborâm la ei. Și au coborât și s-au îmbrățișat și s-au iertat. Că Dumnezeul nostru care a hotărât să ne ierte, cere un singur lucru, să ne iertăm și să ne iubim și noi. Povestea fratele Paul Brand într-o carte că s-a dus la o biserică și erau acolo și între altele s-a dus cu un lepros care între timp stagnase boala și s-au pus așezat mai în spate, frații i-au primit în față și le-au pus câte o carte de cântări în mână și au avut o părtășie frățească și au luat cina Domnului împreună. Până atunci spunea că indianul acela a fost bolnav cu repră și respins de toți, până o vreme trebuia să stea izolat. Era așa tot crispat și nu-i putea privi bine pe alb și era reticent. Din momentul acela ei s-au deslegat legăturile și a zis, m-au acceptat, sunt fras cu mine, m-au primit, dacă întâi ne-a primit Domnul Iisus la masă. Și atunci cine am fi noi să nu primim pe altcineva care se pocăiește cu adevărat? Știu din țară un caz când un frate a fost bandit, gangster mare, s-a pocăit și având posibilități financiare îi ducea pe frații în misiune și alții le-au zis la frați, măi, voi cu ăsta vă duceți, ăsta a fost mare golan. Și atunci frații cumva s-au dezlipit așa, nu frate că avem mașină, el o sesizat. Și le spune, măi, când Domnul Iisus a dus în cer, a luat un tâlhar cu el, nu vreți să vă luați și voi cu unul misiune, că s-a pocăit. Și s-a pocăit cu adevărat și mulțumim Domnului pentru aceasta. Că unii au datorat 10.000, alții 500, alții 50, datori am fost toți, dar Dumnezeu s-a îndurat, slăvit să-i fie numele. Odată s-a întâmplat o nenorocire. O femeie a intrat într-o relație amoroasă și și-a lăsat bărbatul cu doi copii. Am încercat să vorbesc cu ea fără șanse. După vreo 2 ani, nu erau membri la noi, a început să vină la adunare. Și a venit la mine și mi-a zis, frate, vreau să mă pocăiesc. Atât mi-aș dori să mă primească Dumnezeu. Și eu am zis, dar n-ai vrea și să te împași cu soțul, dar ce mă mai primește pe mine soțul după ce l-am lăsat cu copiii și am plecat? Zic, eu vorbesc cu el. Și să nu lungesc întâmplarea, după rugăciune, mă sună acel soț într-o zi și îmi spune, sâmbătă mă recunun cu nevasta, vii la noi să faci o rugăciune, vin cu drag. Și pe drum mă rog și zic, Doamne, am predicat eu la anunț de nu le-am ținut evidența, dar ăștia când să mai cunun odată, care e textul din Biblie pentru ăștia? Și îmi spune Domnul să le citești pilda fiului risipitor și să spui așa, un tată a avut 2 copii sau 2 feluri de copii, unii s-au dus departe de casă, alții au rămas pe lângă casă, să le spui că tata i-a vrut pe amândoi în casă la masă. S-au împăcat și după câțiva ani îi zic lui, auzi, să nu-i mai amintești la soția ta de povestea aceea. Știți ce mi-a zis? Niciodată. Câteodată își mă amintește ea, dar eu schimb subiectul să nu se întristeze frumos. Nici Dumnezeu nu-și mă aduce aminte de păcatele noastre. Dar ca să nu-și mă aducă Domnul aminte niciodată, să ne aducem noi aminte la vreme și să ne pocăim, să ne facem o analiză corectă, amin. O a treia atitudine, corectă. La cina Domnului trebuie să avem așteptări, să așteptăm ceva. Scrie aici, în versetul 26, să vestim moartea Domnului până va veni El, că ne-a făcut o făgăduință. Scrie în Evanghelia după Luca, la capitolul 22, legat de momentul instituirii cinei Domnului. Vă citesc de la versetul 15. Am dorit mult să mănânc paștele acestea cu voi înainte de patima mea, că își vă spun că de acum încolo nu vă voi mai mânca până la împlinirea lor în împărăția lui Dumnezeu. 18. Nu voi mai bea din rodul viței până când va veni împărăția lui Dumnezeu. Doamne, așa ne-ai învățat și așa ne rugăm, vie împărăția ta. Amin. Să stăm cu Domnul la masă.
Așteptați momentul acela. Amin. Ce frumos va fi. Într-o vreme când tatăl meu era foarte bolnav, a avut un vis într-o noapte că era o câmpie întinsă, o sală de mese enormă, fără pereți. Mese de late cât s-a noastră de lungi. Tot ce vrei pe ele. Spune Isaia 25 că Domnul pregătește o masă. Loc lângă loc tot erau ocupate. Și un călăreț, un cal alb a trecut printre mese și a întrebat: mai dorește cineva ceva? Lipsește de vreo masă ceva? Și nimeni n-a spus că va mai lipsi ceva. O, ce frumos va fi când vom sta cu Domnul la masă. Nu se poate să-ți fie drag Domnul pentru ce a făcut, fără ca la cina Domnului să dorești să vină împărăția Lui, să stai cu El la masă. Vedeți cum e pe pământ. Unii au plecat la Domnul, alții sunt împrăștiați și niciodată nu ne-am adunat toți la cină, așa-i? Acela va fi momentul când suntem toți acasă. Nu vor lipsi nici cei morți, nu vor lipsi nici cei plecați. Și în capul mesei va fi Fiul lui Dumnezeu. Așteptăm ziua aceea să vină. Dragii mei, și dacă unii așteptați să vă vină nunta, măi, dacă vine nunta de sus înainte la nunta voastră, e mai fain, vă spun eu, scrie în Biblia asta. Asta să ne fie dorința, spune 2 Timotei 4, cu 8, cei ce așteaptă venirea Domnului. Și cum zice Dors, de dorul tău, Iisus iubit, în dragostea ta arse și inima spre răsărit și fața mi se întoarse. Treci peste anii viitori, Iisuse drag, și vino. Deci știți cum sună asta? Ca și mă, ce, Doamne, eu știu că vin numai săptămâna viitoare, dar eu așa m-aș bucura de a veni asta. Că asta e o dorință supremă, o așteptare a împlinirii împărăției lui Dumnezeu. Domnul să vă dea și o astfel de atitudine. Amin? Amin. Și un al patrulea, sau a patra atitudine, și așa mi-a venit aici să vi le spun toate cu A, așa de la fratele Anca, poate le țineți minte mai ușor. Am zis aștept atitudine, am spus, da, care o fost prima? Amintiri. Doi. Care a fost? Analiza, analizări. Trei. Așteptări. Și patru. Avertizări. Scrie aici în 1 Corinteni, capitolul 11, că unii din Corint nu s-au gândit nici la Domnul, nici la frățietate, să mânce și mai departe. Și din pricina aceasta, pe 30, unii s-au îmbolnăvit și nu puțini au murit, auzi? Doamne! Dar scrie în numer 5, fără să vă mai citesc, că cine, dacă o femeie era vinovată, spunea că nu-i vinovată față de soț și era și dădea să bea niște ape amare, ce se întâmpla în urmă? I se usca pântecele și copsa, auzi? De la o apă amară băută în nesinceritate se îmbolnăvea femeia. Dar să iei cina Domnului în chip nevrednic, te poți îmbolnăvi. Când Dumnezeu poate să te vindece la cina Domnului, dacă ești curat și ți-ai amintit corect și te-ai analizat și l-aștepți. Zice, dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Nu-i corect nici să amânăm că la cina Domnului te bagă Domnul la colț. De noi ei n-ai parte, dacă o iei în chip nevrednic, te faci vinovat, auzi, de trupul și sângele Domnului. Am cunoscut, vă spun, două cazuri. O soră s-a jucat cu pocăință așa peste ani și mai spre bătrânețe, dar nu era pocăită de-a bine, a venit la cină. Mergând spre casă, la noi la adunare, de la cină și-o rupt piciorul. Altul a căzut în provină cu o femeie și soția l-a văzut că nu mai ia cina și a zis, dragă, dacă nu mai e cină, nu mai iau nici eu și atunci el cumva să nu se afle. M-a îndrăznit și-o lua cina, săptămâna după ce-o lua cina, fiind șofer, a lovit cu mașina pe unul mortal și ăla pe care l-a lovit era un pocăit căzut de la credință și-a spus, de asta m-am lovit Dumnezeu, că am îndrăznit să mă apropiu la cina Domnului. Nu-i pedepsește Domnul pe toți odată, că nu toți care mint mor pe loc Anania și Safira, așa-i? Dar eu le spun la cei ce mint, vezi că vă întâlniți cu Anania și Safira. Că Dumnezeu are răbdare, evreii care au păcătuit, unii au murit acum, alții au murit după 38 de ani, dar de 40 n-au trecut niciunul. Dumnezeu este sfânt. Amin. Să nu ne jucăm, scrie în Evrei 10, că-și grozav lucru, să cază în mâinile Dumnezeului celui viu.
Unii cred că pedepsele sunt numai pentru Vecul Testament, dar scrie în textul de astăzi, versetul 32, când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, auzi? Și vă citesc din Evrei 12, că ăsta nu-i Vecul Testament. Scrie aici de la versetul 6, căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu noia o regulă generală pe orice fiu pe care le primește. Suferiți pedeapsa. Versetul 8. Dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte, să zice feciori din curvie, ar nu fi, că nimeni nu bate copiii vecinului, pedepsește pe a lui. Nu-i vorba neapărat de bătaie, de pedeapsă vorbim. Și acum versetul 10, partea a doua. Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru ca să ne facă părtași sfințeniei lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie. Dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Eu îi spun la asta școala de corecție a lui Dumnezeu. S-a întâmplat undeva într-o adunare că a fost așa o răzmeriță și au venit frații de la comunitate, cum e la noi în țară, să facă ordine și un grup s-au adunat și au început să cânte într-un. Nu s-au putut ține nici slujbă, nici adunare generală. Și frații au zis, băi, nu ne certăm. A făcut un proces verbal și pe capul răzvrătiților l-a pus la disciplină pe 6 luni. Și el zicea, ei, nu-l procesul vostru verbal, cine îl bagă în seamă? Nu a trecut decât câteva zile, a mers cu bicicleta într-o localitate vecină, s-a făcut seara, n-avea lumină la bicicletă, l-a oprit poliția, au vorbit obraznic și l-a băgat la pușcărie pe 6 luni. Și după ce a fost eliberat, a venit la adunare, unul mai îndrăznit, a spus, mă, pe cât ai fost pus la disciplină? Pe 6 luni. E nul procesul verbal sau nu-i nul? Zice, lasă-mă că 6 luni mi-a dat Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu e stăpân. Amin, amin. Și uneori e bun cu noi și i-a zis lui David, din 3 pedepse alege una. Eu am avut în tinerețe o convenție cu soția, Doamne, când păcătuim, dă-ne amendă, nu ne du la pușcărie. Și am suferit câteva pagube când am greșit, că așa l-a rugat să ne amendeze. Dar nu întotdeauna Dumnezeu te lasă să alegi. Când a păcătuit cu Batseba, n-a mai fost de ales. Eu spus direct sentința, că Dumnezeu vrea să ne pedepsească aici, ca dincolo să ne primească cu cinste în împărăția Lui și să ședem cu El la masă. Amin, amin. Reamintești și închei. Să ne amintim de moartea Domnului, anticipat dinainte de veșnicii de Geneza, să ne analizăm, să-L așteptăm pe Domnul și nu uitați și avertizările, să nu ne jucăm, ci să fim corecți și curați. Și fie harul Domnului astăzi peste noi. Amin. Domnul să vă